Salutare, dragilor! Sunt Madalina Boroneanț și este o deosebită plăcere să fiu din nou în casele dumneavoastră. În această săptămână am o invitată cu totul și cu totul specială. Aș putea spune cea mai populară persoană din această perioadă, cel puțin din orașul nostru. Este vorba despre Miss Arad 2023, Andreea Morgociu. Bine ai venit! Mulțumesc, bine v-am găsit! Vreau să te felicit, în primul rând, pentru acest premiu pe care l-ai câștigat. Un premiu foarte bine meritat, să spun așa. Mulțumesc! Vreau să începem prin a spune cine este Andreea Morgociu, de fapt. Andreea Morgociu nu s-ar fi gândit niciodată că ar fi introdusă ca fiind cea mai populară persoană. Eu sunt în curând absolventă la master. Lucrez de asemenea ca analist de date într-un departament de marketing. Îmi place să cânt, să dansez și să fac sport. Să am grijă de mine. Și cred că această motivație de a avea grijă de mine a fost într-o oarecare măsură și motivația pentru a participa la concurs. Vreau să îmi spui, de fapt, cum a început acest parcurs al tău într-o lume a frumuseții? Pentru că eu știu că tu ești pasionată, cum spuneai mai devreme, de muzică, de dans. Ai avut și o activitate frumoasă în acest domeniu al dansului, să spunem așa. Când ai luat această decizie de a încerca altceva? O urmăream pe Bianca Tirsin pe rețelele de socializare. Și părerea mea a fost că s-a dezvoltat foarte frumos în perioada participării la concursuri și a început să mă intereseze și pe mine concursurile. Au început să mă intereseze, doar că nu eram convinsă dacă să particip sau nu, dacă aș vrea, dacă ar fi alegerea potrivită, doar că am o oarecare teamă de a nu avea regrete și am spus că având acum 24 de ani și limita este 25 de ani, acum e momentul și am să mă asigur că am să rămân fără regrete și am să mă înscriu la concurs. Bun, te-ai înscris la concurs, ai ajuns în punctul în care a venit preselecția și te-ai prezentat acolo alături de celelalte colege. Cum a fost, de fapt, să dai piept cu realitatea acestui concurs? A fost emoționant și intimidant, deoarece mi s-a părut că nu sunt în locul potrivit, că nu mă potrivesc în peisaj, dar mi-am spus că dacă tot am mers până acolo, ar fi culmea să mă întorc acasă, îi scriam mesaje mamei mele și ea m-a încurajat să rămân. Și te-a încurajat foarte frumos și foarte bine a făcut. Da. A venit seara, marea seară, putem să spunem, a concursului. Cum ai trăit acele emoții pe scenă, fiind conștientă că ești privită din toate părțile de către oameni bine avizați în acest domeniu? Am avut multă adrenalină și emoții în același timp. Emoțiile au trecut, în schimb, după ce probele s-au terminat. Pentru că după ce probele au fost gata, mi-am spus că mi-am atins scopul. Scopul meu a fost să fac ceva nou, să văd ce presupune un astfel de concurs, să văd dacă mi se potrivește. Și dacă mi se potrivește sau nu, avea să decidă juriul. Cu siguranță. Ce se întâmplă în spatele culisei? În spatele culisei este agitație. Pentru că între probe concurentele se schimbă, se pregătesc de următoarea probă, dar după ce probele s-au terminat, a fost distracție. Am dansat pe muzică, ne-am filmat, ne-am încurajat și eram, cred că, ușurate că totul a decurs bine pe parcursul competiției. Finalul cum a fost pentru tine și cum l-ai trăit? Finalul a fost emoționant pentru că am avut foarte mulți oameni dragi alături de mine. Am avut prieteni de familie din Germania care s-au întâmplat să fie în România și au venit să mă susțină. Am avut prietenele care m-au susținut pe parcursul participării cu poze, au venit cu mine să facem o grămadă de poze. Am avut colegi de lucru, șefa mea de la servici a fost acolo. A fost gata să filmeze când s-a anunțat locul întâi, ca și când era sigură că eu voi câștiga.
Ceea ce m-a făcut să mă simt bine. M-a făcut să mă simt foarte bine, evident. Totuși, care a fost cel mai mare susținător al tău? Mama și tata și Emma, surioara mea. Toți trei. Ne bucurăm că te-au susținut, pentru că rezultatul a fost unul foarte frumos. Dar vreau să te întreb, care sunt planurile tale de viitor? Cel puțin legate de acest domeniu. Dacă oportunități noi vor veni, eu sunt mai mult decât fericită să le accept, să le iau în considerare. În același timp, plănuiesc să iau niște inițiative, să organizez niște evenimente. Încă nu sunt sigură de modul în care se vor desfășura. N-am vorbit cu organizatorii, este o echipă mai mare în spate și detaliile trebuie stabilite. Dar am planuri. Am. Uite, cu ocazia asta îți spun și eu că te susținem și dacă vreodată vei avea nevoie de noi, suntem aici cu mare Mulțumesc. Drag pentru tine. Dincolo de acest premiu și de această coroană mult râvnită pe care o deții, ce ai câștigat? Ce a câștigat Andreea Morgociu după finalizarea acestui concurs? Am câștigat niște lecții. Una dintre ele, probabil cea mai importantă, a fost că nu ar trebui să mai ezit atât de mult. Ar trebui că atunci când îmi doresc ceva, să merg în acea direcție cu mai puțină ezitare. Lecție foarte frumoasă, de altfel. Există prietenie între concurentele acestor concursuri? Da, există prietenie. Există. Nu pot să spun că mi-am format niște prietenii foarte strânse, dar cred că sunt datorită diferenței de vârstă dintre mine și celelalte concurente. Relațiile au fost tot timpul pozitive, doar că te raportezi diferit și la concurs și la... În principiu la concurs, probabil, la 16 ani față de cum te raportezi la 24. Lăsând deoparte acest concurs minunat pe care l-ai câștigat, vreau să vorbim despre tine, despre viața ta de zi cu zi. Ce-ți place să faci? Cum arată o zi din viața ta? O zi din viața mea obișnuia să fie oarecum monotonă. Tocmai de aceea participarea... Acesta a fost un argument pentru care am spus că voi participa, ca să-mi ies din zona de confort, să fac ceva nou. În mod normal, eu mă trezesc foarte de dimineață și la șapte, de fapt, sunt în sala de antrenament. La 8 am terminat antrenamentul, la 9 sunt la servici. Lucrez până la 6 seara, ceea ce este destul de mult, o perioadă destul de lungă de stat la birou, motiv pentru care îmi place să mă mișc, să fac sport, e foarte important. Iar restul zilei încerc să învăț să cânt la pian, pentru că iubesc muzica și încerc să citesc cât mai mult. Știu că, bine, știu așa pe surse, că ai avut o activitate foarte frumoasă și în lumea dansului sportiv, da? Sper că nu... Hip-hop. Hip-hop. Am făcut hip-hop la Domar Style cu Maura și Dorian. Am înțeles. Pe care îi salut și le mulțumesc. Cumva ai deprins foarte multe lucruri și de acolo. Cât de mult contează această activitate în viața unui copil, unui tânăr? Contează foarte mult, datorită dezvoltării fizice, dar nu numai, și datorită dezvoltării psihice, te face mult mai responsabil. Faptul că ai un angajament să mergi în fiecare săptămână, de 2-3 ori pe săptămână, la antrenament, la aceeași oră, pentru că dacă nu mergi, încurci pe alții, oamenii depind. Adică suntem toți interconectați, suntem o echipă. Și a contat și pentru acest concurs, pentru că, într-o oarecare măsură, am fost comodă cu scena. Nu comodă 100%, tot am avut emoții, clar. Doar că gândul la defilat nu a fost neapărat la fel de înfricoșător ca gândul la dansat sau cântat pe scenă. Cu siguranță. Analist de date. Sună foarte... tehnic. Da, da. Și aș vrea puțin să-mi povestești ce implică această muncă. Să fiu un analist de date, deși nu sună astfel, este un post destul de creativ, pentru că ți se oferă libertatea să descoperi
lucruri neștiute care pot să ajute în luarea de decizii în viitor. Lucrez în marketing digital, ne ocupăm de o aplicație și atunci fac rapoarte legate de modul în care membrii aplicației interacționează cu promoțiile noastre, în ce măsură rămân în aplicație, pleacă, se reîntorc, care promoții merg mai bine, care nu. Este foarte interesant pentru mine, este tangibil. Este foarte recent câștigat acest concurs și probabil încă nu te-ai obișnuit 100% cu aceste noi activități, dar reușești să le îmbini pe toate? Cu greu. Este foarte greu, dar îmi imaginez că perioada asta de început, imediat după câștigarea concursului, este mai aglomerată și atunci dau timp lucrurilor să se așeze. Sunt conștientă că lucrurile își vor încetini ritmul în curând. Ai simțit vreodată că ai un model în viață, o persoană care te inspiră și de la care ai foarte multe de învățat? Sunt persoane care mă inspiră, dar în mod individual, în domenii diferite. Nu neapărat în orice domeniu. De exemplu, nu și pe plan personal, și pe plan profesional. Și bun, hai să le luăm pe rând. Clar, pe plan personal, părinții mei, pentru că au construit o familie foarte frumoasă. Pe plan profesional, îmi place foarte mult de Taylor Swift, pentru că este o femeie de afaceri adevărată, nu doar foarte talentată. Iar ar mai fi pe plan emoțional, poate și psihic, urmăresc un psiholog, se numește Jordan Peterson, îmi plac cărțile lui și am învățat multe din filozofia lui, dacă ce pot să numesc așa. Citești? Și de unde ți se pare că reușești să acumulezi foarte multă informație pentru a te dezvolta tu? Încerc să citesc un pic din toate, pentru că cred că este important să ne dezvoltăm multilateral. Un pic de psihologie, un pic de literatură, cultură generală. Nu citesc foarte mult, mi-ar plăcea să citesc mai mult. Tocmai de aceea intenționez, am o idee în această direcție, în cadrul, pe parcursul deținerii acestui titlu. Abia așteptăm să aflăm. Cum te-a ajutat rețelele sociale în această perioadă, cel puțin? M-au ajutat să mă evidențiez, pentru că am putut să-mi scot în evidență creativitatea, am început să postez filmulețe, reel-uri, de care nu făcusem înainte, nu știam cum să le fac. Și mi-am dat seama că îmi place să caut melodiile potrivite, să le decupez. Ia mult timp, mai mult decât pare. Dacă, așa este, confirm. Dacă vrei să fii mulțumit de rezultat și ești pretențios, eu sunt. Ceea ce este și bine, dar nu mereu. Cu siguranță. Cum arată pentru tine frumusețea ideală? Sau ce ar impune aceasta? Pentru mine, frumusețea ideală presupune asumare, presupune conștientizarea faptului că meriți lucrurile pentru care muncești, că nu ți se cuvine orice, deci presupune un pic de modestie și deschiderea la a-i ajuta pe cei din jur. Îmi place să trăiesc după zicala nu face altora ce nu-ți place ție. Dacă reușesc, este la alții pot să decidă, dar eu încerc. Mai este feminitatea, frumusețea fizică, dar cred că se dobândește în mare măsură datorită modului în care te îngrijești. Pentru că modul în care te îngrijești îți oferă încredere în sine și te determină să te comporți diferit, chiar dacă nu e neapărat evident. Dar eu cred că încrederea vine cu pregătire și competență. Sunt foarte mulți tineri, foarte multe tinere care ne urmăresc și poate că din această postură de
Miss Arad 2023, ar fi foarte frumos să adresezi un mesaj, pentru că acest concurs este unul râvnit, coroana este una râvnită, iar cu siguranță printre cei care ne urmăresc sunt și tinere care vor să participe în viitor. Ce mesaj le transmiți și, nu știu, ce le sfătuiești să facă? Cum să fie într-un asemenea concurs? Le sfătuiesc să aibă curaj și să nu, în primul rând, să nu creadă că o vârstă înaintată ar fi un impediment. Pentru că eu am considerat că faptul că am 24 de ani ar putea fi un impediment în a câștiga concursul. M-am gândit că dacă am 24 de ani, limita fiind 25, șansele ca eu să mai pot participa mai departe la concursuri internaționale scad și atunci interesul organizației în mine ca și o concurentă puternică ar scădea de asemenea. Dar limita de vârstă a crescut recent și acesta nu este deloc un impediment, așa că nu lăsa un factor de genul ăsta să te împiedice de la a te înscrie la preselecție. Pe lângă asta, cred că ar trebui să investească în ele, în dezvoltare personală și să se educe, să devină cât mai elocvente, pentru că modul în care vorbești și te exprimi cântărește foarte mult în construirea unei percepții, să zic așa, pozitive celor din jur. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai fost astăzi aici alături de mine, pentru că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc frumos! Te felicit din nou și cu siguranță vom mai auzi de tine și de activitățile frumoase pe care le vei face. Cum spuneam și mai devreme, noi suntem aici alături de tine și ușa televiziunii Arad este întotdeauna deschisă. Mulțumesc frumos! Iar noi, dragilor, ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând!